Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Helen Keller. Trăim fericiți nu atunci când nu avem probleme, ci când știm să le rezolvăm. Dacă ceea ce vedeți în față nu e bine, încercați să priviți în sus. Întotdeauna e bine. Viața este o treabă incitantă, mai ales dacă o trăiești pentru alții. Singura persoană oarbă în mod real de Crăciun este cel care nu are Crăciunul în inimă. Mirosul este un vrăjitor puternic ce te transportă peste mii de mile și prin toți anii vieții tale. Atâta timp cât amintirea unor prieteni iubiți trăiește în inima mea, voi continua să o afirm că viața este bună. Nu poți accepta să te târăști când simți chemarea înălțimii. Viața este ori o aventură îndrăzneață, ori nu e nimic. A merge cu un prieten prin întuneric este mult mai bine decât a merge singur prin lumină. Țineți chipul spre soare și niciodată nu vei vedea umbra. Cel mai bun rezultat al educației este toleranța. Cotitura nu înseamnă un capăt de drum, decât dacă uiți să iei curba. Vei avea succes dacă perseverezi. Vei găsi bucurie depășind obstacolele. Niciodată să nu-ți apleci capul, ține-l sus, privește lumea direct în ochi. Optimismul este credința care duce la îndeplinire. Nimic nu poate fi realizat fără speranță și încredere. Tot ce iubim cu adevărat devine o parte din noi. Felul cel mai simplu de a fi fericiți este să facem bine altora. Cea mai frumoasă lume este întotdeauna accesibilă prin imaginație. De unii singuri putem face atât de puțin, împreună putem înfăptui atât de mult. Pe la spate vor doar femeile care doresc o penetrare adâncă. Succesul tău și fericirea ta se află în tine. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.